Девушка с вышкой в сторону меня. Дома там. Ну, вам если ну. Все, иди дома там. Sunteți gata? Noi dimineața, dragi cetățeni, astăzi este... Dragi cetățeni, astăzi este ziua voastră, astăzi toată puterea este în mâinile voastre. Astăzi aveți puterea să-i pedepsiți pe cei care v-au mințit, v-au furat, care v-au sărăcit sau v-au alungat de acasă. Astăzi, noi cu dumneavoastră decidem cum vor trăi oamenii din Republica Moldova în următorii 4 ani. Astăzi, noi decidem cum va păși Republica Moldova în următorul deceniu. Dar pentru asta trebuie să ieșim la vot. Atunci când oamenii se unesc, atunci când oamenii își iau propriul destin în mâini, atunci lucrurile se schimbă. Eu astăzi am votat pentru schimbare. Eu am votat pentru o Moldovă în care toți oamenii se uită cu încredere în ziua de mâine, în care oamenii trăiesc în bucurie alături de familiile lor, în care oamenii îmbătrânesc cu demnitate. Eu am votat pentru o Moldovă de care cu toții să fim mândri.
Я сегодня проголосовала за Молдову, которой мы все будем гордиться. Я проголосовала за Молдову, в которой все люди будут смотреть с уверенностью в завтрашний день и будут жить счастливо рядом со своими семьями. Vreau să mă adresez angajaților la stat. Dragi colegi, nu vă lăsați folosiți în schemele de fraudare a alegerilor. Noi toți, inclusiv dumneavoastră, avem dreptul, merităm să avem alegeri libere și corecte. Alegeri după care o să intrăm în normalitate și nimeni nu o să poată să vă umilească, să vă folosească în scopuri personale și să vă pună sub risc calitatea dumneavoastră de angajați la stat. Dragi cetățeni, ieșiți cu toții la vot. Indiferent dacă sunteți aici acasă, în Republica Moldova sau în diasporă, mergeți neapărat la vot. Vă mulțumesc! Au fost semnalate de dimineață ceva în sălători. Da. Cum derulează procesul de votare până la această oră? Au fost semnalate mai multe cazuri când sistemul electronic nu funcționează și apelul meu către Comisia Electorală Centrală este să facă totul așa încât lucrurile să se întâmple corect și normal. Astea sunt primele semnale pe care le-am primit. Încă o dată, vigilență maximă, atenție maximă din partea tuturor cetățenilor, atenție maximă din partea tuturor observatorilor și toți cei care sunt responsabili de organizarea alegerilor să își îndeplinească toate sarcinile cu maximă responsabilitate. Ce veți face mai departe astăzi? O să fiu la oficiu ca să pot să primesc toate apelurile și toate informațiile de la colegii mei și în cazul în care va fi nevoie o să merg să discut cu ei. Dar este important ca toată lumea astăzi să meargă la vot. Cu ce gând v-ați trezit în această dimineață? Ca de obicei, în fiecare dimineață eu mă trezesc cu gânduri bune și astăzi m-am gândit la țara noastră, la viitorul frumos pe care o să-l începem de astăzi, ca să nu zic de mâine. Cu cine aveți în spate? Cine sunt susținătorii de astăzi? Ăștia sunt colegii mei de la Chișinău. Ceilalți colegi nu au putut să vină pentru că sunt peste tot în țară, în alte localități din Republica Moldova. Aici este o parte din echipa minunată a Partidului Acțiune și Solidaritate. Oameni care au muncit foarte mult, oameni care își doresc ca Republica Moldova să fie pusă pe o cale bună și eu le mulțumesc frumos încă o dată cu această ocazie. Credeți că prezența la vot o să fie mai mare ca în primul tur, având în vedere condițiile meteo, nu plouă? Cred că o să fie prezența mai mare la vot. Am văzut cum s-a unit societatea, sunt foarte mândră de oamenii noștri care s-au unit și așa cum am spus, atunci când oamenii se unesc, atunci lucrurile se schimbă spre bine. Mulțumesc. Și eu vă mulțumesc. O zi bună să aveți tuturor. Așteptăm la vot. Да, мерчим. Да. Мы